Un nou episod revoltător pune în pericol de moarte suflete nevinovate din cauza ignoranței sau neatenției crase a adulților. 6 copii au ajuns în stare gravă la Spitalul Județean din Constanța după ce bunica i-a spălat cu o substanță toxică de uz veterinar. Când au fost preluați la urgență, delirau, aveau halucinații, iar o fetiță intrase în comă. Cei 6 copii au fost spălați cu substanță toxică de bunică. Soluția este destinată exclusiv animalelor, fiind extrem de periculoasă pentru oameni. Imediat au început să se simtă rău. Au fost preluați imediat, toți aveau stare generală modificată, prezentau cefalee, vărsături, greață, tremor. Unul dintre copii se afla în stare generală gravă, era în comă, a fost intubat și internat la terapie intensivă. Din păcate, nu a fost singurul caz în aceste zile. Un copil de 3 ani dintr-o altă localitate a fost adus tot aici, la Spitalul Județean din Constanța, în stare gravă după ce ar fi ingerat o substanță toxică. Medicii trag un semnal de alarmă. Mai mulți copii au murit în diverse județe ale țării după ce au fost spălați cu substanțe de uz veterinar. Medicii veterinari sau asistenții o folosesc pentru deparazitarea externă a oilor, a caprelor, dar este strict de uz veterinar, nu se utilizează absolut deloc la oameni, indiferent de concentrație, pentru că poate să determine un fenomen de intoxicație câteodată ireversibil. Dacă se folosesc substanțe care sunt folosite la animale sau pesticide, sunt toxice, copilul poate să și moară. Lipsa de informare, în special în medii defavorizate, duce la astfel de tragedii, unde victime sunt cei mici, spun specialiștii. De aici și repetarea tragediilor în ciuda semnalelor trase. Genul acesta de cazuri semnalizează faptul că este nevoie de creșterea nivelului de cultură, educație și mai ales de informare cu privire la utilizarea anumitor substanțe în mediul rural. Cei 6 copii, mama și bunica lor, vor rămâne în Spitalul Județean din Constanța până când se vor pune pe picioare. Vom face și verificări împreună cu autoritatea publică locală să vedem dacă se impune instituirea unei măsuri speciale de protecție. Iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.